Weekendul bate la ușă și aduce cu el o serie de evenimente la care CBN-ii sunt invitați să participe. Foodie nu s-a terminat, astfel că petrecerea și festinul culinar continuă. Filmele de la Cinegold rulează zilnic și avem și premiere. Mocănița de pe Valea Hârtibaciului urmează să fie sărbătorită, iar împătimiții de lectură sunt așteptați la târgul de carte Gaudeamus din Piața Mare. Tursib își mărește flota și cumpără prin licitație publică două noi autocare, ce vor urma să fie utilizate pe traseul Sibiu-Păltiniș. Acestea vor avea o lungime de 12 metri și minim 55 de locuri pe scaune. Tursib le cere ofertanților ca autobuzele să aibă o normă de poluare Euro 6. Acestea trebuie să fie dotate cu sistem de aer condiționat, încălzire și ventilație. Scaunele pentru pasageri trebuie să fie realizate din plastic dur antivandalism, potrivit caietului de sarcini. Rata de infectare a trecut de 6 la 1000 în Sheikha Mică, intrând în scenariu 2 datorită incidenței cumulate a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2, astfel că odată cu începerea anului nou școlar, elevii din localitate vor desfășura orele în sistem online. Urmăriți știrile zilei pe oradesibiu.ro.